Noi acuzații la adresa deputatului PSD Neculai Rățoi din partea prefectului județului Iași, Dragomir Tomaševski. Astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, el a precizat că fostul primar al Pașcanului ar fi făcut presiuni politice asupra unui primar de comună pentru a plăti din bani publici o lucrare neexecutată. Este o situație care mi-a fost relatată de primarul Gospodaru din Miroslovești, care este realmente forțat să plătească lucrări neefectuate de societățile consilierului Apovăloaie și domnul primar mi-a relatat că nu este de acord să achite aceste sume, deoarece este un om corect și mi s-a plâns de faptul că există aceste presiuni efectuate de domnii Apovăloaie și Rățoi față de el să achite acești bani în mod nejustificat. În replică, deputatul Rățoi îl amenință pe prefectul județului că îl va reclama la Comisia de Abuzuri a Camerei Deputaților și îl va da în judecată pentru declarații mincinoase. Totodată, fostul primar al Pașcanului a respins acuzațiile prefectului la adresa sa în cazul jandarmului tăiat cu o sabie de un tânăr. El îl acuză pe reprezentantul guvernului că a transformat această problemă într-o răzbunare politică pe motiv că pedeliștii ar fi pierdut până la urma alegerile de la Valea Seacă în urma anulării rezultatelor inițiale. Prefectul județului Iași nu spune adevărul. El a transformat funcția asta o funcție politică acum și spune că eu mă ocup cu mafia în Pașcani. Ori e total greșit. Eu n-am nicio treabă cu mafia și eu zic în Pașcani încă noi mafii cum sunt în alte părți. N-am intervenit în munca mea de că sunt am fost primarnic și acum n-am intervenit pe la poliție să salvez hoță și bandiță. N-am intervenit la procuratură să salvez hoță și aștia care pur și distrug. Așa că el, eu știu ce la prefect. Prefectul are, e necășit pe mine că a avut Valea Seacă și a pierdut alegerile la Valea Seacă unde a fost primar PD. Ori Valea Seacă, fiind în colegii mei, eu m-am ocupat și am găsit hoță de la PDL, că ăștia sunt niște hoți și fură, au furat alegerile. Și s-au anulat alegerile și până la urmă au câștigat ăla care au votat oameni, fără furt, fără alte golănii care le fac și PDL-ul. Și de atunci el nu poate să mai auzi, că n-auzi de Rățoi și nu știe cum să-l ponegrească pe Rățoi. Ori soția lui a fost avocatul PDL-ului la alegeri, o pierdut și aia, și acum caută ca să tot dea vina că Rățoi mafia în Pașcani. Eu zic că nu e nicio mafie în Pașcani. El trebuie să ocupe, să cheme poliția, să caute, să vadă, să păstreze ordine disciplinară în județ și fiind și Pașcani, e tot în subordine, el reprezintă guvernul. E total greșit. Eu am vorbit cu prefectul astăzi, am întrebat, domnul prefect, când faceți niște afirmații la televiziune, domnule, întâi vedeți să fie adevărat ce spune și ce faceți. El a spus, nu știu ce și nu știu cum. Datorită faptului că l-am întrebat, domnule, spune niște lucruri adevărate. Acum ori să-l dau în judecată, dar prima reacție care este, îi fac o, eu știu, am să fac o reclamație să fie chemat la Comisia de Abuzuri în Parlamentul României, să vedem să spună și de aici dacă nu se cumințește, îl dau în judecată. Deci eu n-am vorbit cu nimeni așa ceva, dar prefectul v-am spus eu care-i treaba. El a văzut că l-a dat șpionița afară de aici și eu am susținut ideea asta, că n-au ce căuta ăștia de la PDL, n-au ce căuta în conducerea orașului, că au nenorășit țara. Și o văzut că am susținut și l-o scos și plioniță și acum caută să își facă Rățoi, face și deja nu e nimic adevărat, eu nu mă ocup cu probleme. Contactat telefonic, secretarul primăriei Pașcani a refuzat să comenteze acuzațiile prefectului. Sunt în concediu câteva zile, vorbind când mă întorc. Nu vreau să comentez asemenea aberații, am treburi mai serioase de făcut, a spus Mircea Zuzan.